plecat cu camera din studio ca să surprindem câteva chipuri de copii acolo unde ei pe o parte din zi, în școli și în grădinițe. Primul popas, grădinița Padeuțis din Frumoasa, construită și sponsorizată de organizație creștină americană. Grădinița, aflată în stadiul de finisare, era însuflețită de glasurile vesele ale copiilor care, sub supravegherea atentă a educatoarelor, efectuau activitățile obișnuite unei grădinițe. Să cunoaștem câțiva dintre ei. Marius, Otavianel, Răzvantaciuc, Paul. Ia spuneți, câți ani aveți voi? 6 ani jumate. 7 ani. 7. 6. Copiii, vă știți mâine ce zi sărbătorim? Da, ziua copilului. Și de ziua copilului, voi o să primiți ceva cadouri? Da. Ce cadouri ați vrea voi să primiți? Mașinuță? Păpușele. Păpușele? Recomandă. Dar ați fost cu minți ca să primiți aceste cadouri? Da. Voi sunteți cu minți? Da. Nu mai faceți așa din când în când pe boacănă? Da. Ia spune. Cam ce boacănă ai făcut-o ultima dată? Educatoarele, cunoscătoare ale limbii engleze, încearcă să învețe pe copii graiul lui Shakespeare. Cântecele și poezioarele în engleză sunt obișnuite aici. Iată o dovadă. Little mouse, where is under little house? Here is the door under the fur. Vine Ene pe la Jenny, dă Otilia Cazimir. Peste ochii de mărgică fată mică, Jenny le subțiri se zis, tot mai liniște, tot mai des. Nu întoarce înspre ușa urechiușă cu cercel somn, nu vine ușurel, nimeni pașii nu aude, doar când ninge ca acum, lasă după el pe drum un tighel de urme ude. Înțeleptul casa prestâncă și-a pus, înțeleptul casa prestâncă și-a pus, și furtuna cadouri ai primit-o aici? Un joc. Vrei să arată-ne și nouă? Deci un joc, ce fel de joc este? Puzzle, da? Știi cum se joacă? Da. Și să vedem ce mai ai primit acolo în pungă. Un elefanțel. Și o pasă, foarte frumos. De dinți. Ești mulțumit de aceste cadouri? Copiii au primit cadouri. Pungile albe ascundeau daruri atât de mult dorite de micuții.